Mămicile ai căror copii se vor naște începând cu această lună nu vor mai beneficia de bani pentru trusou. După diminuarea cu 15% a indemnizațiilor de creștere a copilului, mămicile au mai primit o vesteria. Nu vor mai primi nici banii pentru trusouri acordat la nașterea fiecărui copil. Odată cu intrarea în vigoare a legii numărul 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, se abrogă legea privind acordarea de trusouri pentru nou-născuți, a informat Marinela Cipleu, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Prestații Sociale Sălaj. Până la sfârșitul lunii iunie, peste 1000 de bebeluși din Sălaj au beneficiat de cei 150 de lei, reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuți. Purtătorul de cuvânt al AJPS Sălaj a spus că în anul 2009 au beneficiat de trusou 2253 de copii, valoarea totală a acestor drepturi fiind de peste 330.000 de lei. De asemenea, Marinela Cipleu a declarat că până la această dată nu s-au înregistrat întârzieri la plata contravalorii trusoului pentru nou-născuți. Trusoul pentru nou-născuți se acordă o singură dată de către autoritățile administrației publice locale la ieșirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de naștere. Nici tinerii care își unesc destinele nu au primit vești mai bune, doar cei care au spus da până la sfârșitul lunii iunie au mai beneficiat de ajutorul financiar de 200 de euro, după ce guvernul a decis că acest ajutor să nu se mai acorde începând cu data de 1 iulie 2010.